Crimă în centrul Timișoarei. O femeie în vârstă de 21 de ani a fost înjunghiată mortal de fostul iubit. Vineri seară, în jurul orei 19, pe o alee a parcului din spatele catedralei din Timișoara, pe unde tânăra se plimba cu o prietenă. La un moment dat a apărut bărbatul de 31 de ani care a chemat-o deoparte pentru a purta o discuție. La scurt timp a scos un cuțit, s-a năpustit asupra fetei și a înjunghiat-o de mai multe ori în gât, în piept și la nivelul feței. A abandonat-o apoi într-o baltă de sânge și a fugit. Prietena tinerei a alertat serviciul de urgență 112, iar la fața locului a intervenit o ambulanță care a transportat victima la spital. În ciuda eforturilor depuse de medici, fata a murit la spitalul municipal din Timișoara. După 3 ore de căutări, fostul iubit al femeii a fost găsit de polițiști în zona Pădurii Verzi, în apropierea unei stații de cale ferată. Bărbatul intenționa să urce într-un tren și să fugă din oraș. El a fost dus în arestul Inspectoratului de Poliție Județean Timiș, unde a fost audiat, iar procurorii au eliberat pe numele lui un mandat de arestare preventivă pentru omor calificat.